am rezolvat cu bebeluși, am rezolvat cu copiii. Trecem la ăștia care, cărora le e frică de apă. Da. Vorba ta, dintr-un motiv sau altul, ăștia mai la 45 plus. Da, care este o categorie enormă, da, care își dorește să, da, învețe. Și ca să meargă cu cel mic ore, cum ai spus tu, exact, în vacanțe. Și pentru că e un sport, și pentru că nu e normal la 45 de ani să ai frică de apă. Nu știu câte sporturi mai poți să faci. Corect. După o anumită vârstă. Adică le mai, da, poți face, dar nu mai... Ia uzi neamărine. Exact. Bun. E, și? Și venim noi, ăștia care... Exact. Veniți, n-am avut voie la ștrand. Veniți toți adulții care, da, n-ați învățat sau și poate ați învățat, că acolo sau se v-a speriat cineva. Perfect. Sau poate n-a fost cumva... Am uitat de not 25 de ani și am apărut acum, ar fi bună bine ziua, bună să... ziua. Exact. Practic, noi facem cursurile de not pentru adulți cu o metodă, în primul și în primul rând, de adaptare și de înlocuire a fricii. Că aici e foarte important, clar, adică între cei mai mulți adulți, delimitarea asta e. Frica sau nu? Dacă ți-e frică, trebuie să lucrăm pe partea de frică în timp ce te învăț să înoți. Dacă nu ți-e frică, vei progresa un pic pentru că nu mai ai teama aia, deja te pot pune să faci niște lucruri fără să mai ai frică. Dar despre ce vorbeam eu cu balonașe, scufundări și plutire? Aceeași chestie, dar nu sub forma de balonașe, ci sub respirație, sub apă, este la adulți. Adulții au nevoie științific de prezentare. Noi vorbim științific, da? Noi vorbim intelectual. Noi avem nevoie de prezență și de prezentarea lucrurilor pe care urmează să-l fac. Foarte clar, foarte simplu. Ori dacă eu ca antrenor îți arăt cum se face lângă tine în apă, dacă bazinul are 1,40 m, iar noi cei mai mulți aici adulți suntem peste, da, 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 pentru că nu putem învăța într-un bazin adânc. N-am cum nici eu să plutesc și tu să plutești și în același timp, hai Cătălin, hai să respiri. Clar. Nu merge. Tu trebuie să fii cu, în primul rând, prima ta lecție de not ca începător, ca adult, în primul rând vine cu discuția pe care o ai la telefon cu antrenorul, în care îl pui la curent cu toate lucrurile pe care tu le ai. Pentru că el, dacă nu îți arată înclinare să te rezolve, să te ajute problema, tu mai bine zici pas. Și atunci cauți omul care poate să facă, corect, asta. Noi asta facem. Noi stăm foarte mult de vorbă la început cu omul. Vedem de unde pleacă. Că dacă pleacă din copilărie, e foarte clar. Te-a aruncat cineva în apă, te-a aruncat vreo rudă, ai fost. Nu, ai băut un pic de apă când ai fost la gârlă cu prietenii sau la ștrand. Cine știe? Hai să vedem ce și cum. Fricile astea, pe termen foarte lung, ele se amplifică, ele, da, nu dispar. Că ar fi fost foarte tare dacă era... Lucrează și aici, că nu mai ești ca la 5 ani. Dar îți spun și garantez că pot să combat acea frică a oricărui om. Pot să-l duc pe zona în care cel puțin în 2-3 luni de not nu-i mai e frică de apă. Acum, nu o să fie cel mai tare notător, clar, o să facă, că se mai întâmplă adulți care vin, învață și după aia zic, păi da, acum vreau să iasă stilul, stai, și ție. Un pic. Îți iese, dar eu am notat peste 10.000 de ore ca să-ți iasă. Nu poate să-ți iasă. Știi regula de 10.000. E importantă în orice domeniu. Dar dacă eu reușesc, și eu asta încerc să fac, să-i duc pe fiecare la nivelul la care ei pot fi. Adică, ce e cel mai satisfăcător pentru un adult, cum ai spus tu, 45 de ani, nu știe să înoate. Din punctul meu de vedere. Să învețe, chiar dacă acordă o perioadă de 3-6 luni pentru acest lucru, pentru că a trăit mult în viața asta, 6 luni sunt puțin în care învață, dacă el învață după metoda mea, care e sigur, adică eu știu despre ce vorbesc și am scris și în carte metoda de adulți care te aduce la bazin, da? Tu dezvolți o stimă mare de ține în plus. Pentru că e o mare realizare ca tu să înveți să înnoți. Pentru tine personal este corect, un corect. Wow! La doi, doi, copiii te cresc dintr-o dată și înoată și tu vrei să te duci să înnoți cu ei, vrei să fii pe lângă ei. Se întâmplă chestia asta, tuturor ni se întâmplă asta. Și atunci atribui și acolo un plus. Ce zicem? Mergem în Grecia anul ăsta? Da. Deci o să intru și în apă. Da, dar iartă-mă un pic, te nu rog. Trebuie să mă faci de râs, că m-am dus și eram cu copilași din aia mici, fără dinți în gură și nu pot. Perfect, pentru că, că un antrenor acolo, de not... Mai sunt niște, nu, și niște, nu, mămii, nu, sus pe tribună, nu, și tu te chinui ca un balaur. Un antrenor de not corect, ca și la bebeluș, îți va spune perioada în care tu ca adult, începător cu frică, ar fi mai bine adulți, să vii, poate să fie, să vii la bazin. Eu nu o să te aduc la bazin când bazinul e plin cu copii. N-are lui niciun sens. Da. Eu o să, da, te aduc la bazin și îți spun, da, bine, și tu trebuie să poți în timpul ăla când e cel mai liber, pentru că tu de asta ai nevoie la început. Tu n-ai nevoie de gălăgie, n-ai, da, nevoie de lucru, tu ai nevoie de când e cel mai ce liber. Și rușine, ce și clar. Cei mai mulți. Știi, da, ce ne întreabă? Noi am făcut, noi facem des câte un chestionar cu clienții. Și ne-au spus clienții și ne-au spus care este frica adultului care vine la bazin.
Câți copii sunt pe lângă mine? E. Pe cuvântul meu. E de un problem experiență. Și noi facem, noi am depistat chestia asta și noi facem prezentarea programului. Îți spun când poți să vii și nu e așa. Stabilim, vii și vezi cum e. Odată ce ai văzut cum e deja, Cătălin, îți garantez aici, în direct, în emisiune, o să rămâi șocat că după 50 de minute ai învățat atât de multe, după primele 50 de minute. Nu o să-ți vină să crezi, abia după prima lecție o să-mi spui dacă a fost așa sau nu. Cei mai mulți oameni așa sunt. O să spun, domnule, îmi vine să cred că am stat ascuns undeva până acum și n-am îndrăznit. Nu vorbim de cei care au încercat deja în altă parte, pentru că nu o să vorbesc în numele tuturor de antrenori de not din România, pentru că știu și nu știu ce fac. Da, eu trebuie să vin la tine de la zero absolut. Da. Pentru că eu te pot ajuta cu adevărat și chiar am atât de mulți adulți pe care în ultimii 4 ani mi-am ajutat și adulți și la 30 și la 40 și la 50 și la 60. Contează vârsta? Nu vorbim că deloc ai avut afecțiuni sau... Deloc. Dar care e cel mai bătrân? Deloc. 62 de ani. Și am învățat. I-a luat un an, dar am învățat. Și nu că am învățat, am și poze pe internet. Bunic sau bunică? Bunic. Și am învățat, la dar nu că înnoată. După ce am învățat, deci prima chestie a ei a fost să învețe, să scape de teamă. Bun. După aia a luat-o în ghilimele razna și a zis, vreau să învăț și stilurile bine. Și acum nu, băi, nu ne mai lasă. O noată de nu mai poate. Și în partea asta, la altă, cel mai tânăr? 32. Nu, 3... în partea asta de... 6. 6 luni? Da. 6 luni. Da. Deci da. Copilașul e născut în decembrie și el în iunie. Da, da, da. Îi mai spun colegii mele, Ada, îi spun: "Măi, dar ăsta mic abia s-a născut." Când s-a născut? În primăvară. De naștere. Exact, exact. Așa e. Așa este. Așa este. Să vezi unde sunt copiii care sunt deja la not, care cu părinții au încă acum aduc pe lume încă un frățior. Și ne zic, ăla e clar, se venit, uită, da, și a venit, dar uite, în noiembrie peste... la tine, ține locul. Exact, exact, exact. De 6 luni. Da. Asta se putea, nu vorbim de Australia sau de acum 20-30 de ani să-ți închipui, se putea. Da. Da? Da. Nu dacă vorbim de cei născuți sub apă și așa mai departe, nu. Dacă vedeai și te vedeai, se putea. Bun, unde vă găsesc oameni? Deci te-au uitat acolo la noi și au copilașul de, fiți atent, la 7 luni e deja bătrân. Exact. Locația, Alexandria Fitness and Spa. Lângă Național Arena în București. Unde aș noi fotbal la balon. 3. Exact. Bun. E chiar pe bulevard. Acolo, iar pe www.noatacuandrei.ro totul despre deci noi. Deci www.noatacuandrei. Noatacuandrei.ro. Vă sună sau cum fac? Bună. Poate să ne dea solicitare pe curs pe site. Poate să ne sune dacă au mai multe întrebări, fără niciun fel de problemă. Poate să vină acolo să vadă una. Domnule, poate eu să vină. Am încredere, dar mai am o teamă poate așa. Poate să vină, da. Poate să vină. Poate să vină să și testeze metoda, fără niciun fel de problemă. Poate să vină să vadă despre ce e vorba. Poate să ne consulte. Cel mai mult noi recomandăm oamenilor care vor să vină către noi, că inevitabil e posibil să cunoască pe cineva care a ajuns la noi deja, să-i și ceară să părerea. Feedback-ul pentru noi este cel deci mai important. Deci aia din gură în gură, cum se zice. Din gură în gură e cel mai ce bine. Ce să vă dorim? Cât mai mulți copii sau ce se urează la voi? Nouă, personal. Da. Doamne ajută un bazin de not în următorii 2-3 ani al nostru să fim independenți. V-ați dus departe. Ne-am dus se departe, poate? Dar știm nu, ce poate, putem realiza. Da, împreună cu oameni puternici care să se asocieze cu noi. Noi știm ce facem din punct de vedere tehnic, management, dar nu avem fonduri suficiente să construim sunt un bazin. Sunt mulți în București sau în România care fac treaba asta din ce știi, adică să lucreze cu bebelușii la... Nu. 6 luni? Nu, sunt 3-4 cluburi de baby, ca să spun așa, unde fac din baby anumite lucruri, dar n-au metoda noastră și nu fac chestia asta pe care noi mă măestruim un pic de la... De la atenție, la... nu numai copii, că dacă se uită acum la noi oameni la vorba ta, la 60 de ani... Da, da. Bun. Și vor să adauge chestia asta ca ambiție mare de tot, eu sunt acolo, echipa noastră poate să învețe și mai mare satisfacție decât asta... La 60 de ani, bă, nu e bine, și la 45 cred că ar fi bună. Și o chestie pe care vreau să o adaug, că e foarte importantă. Atât de mult contează că nu există accidentări. Nici pentru adulți, nici pentru copii, pentru nimeni. Tot ce înseamnă inițiere, tot ce înseamnă partea asta de învățare și binefacere și după aia să continui să practici, nu are accidentări. Da. Chiar văzusem recent ce înseamnă accidentările pentru sportivi în emisiunea ta și chiar scosesem în că voi n-aveți capitolul ăsta, voi n-aveți pătrățica pe cine, asta. Pe cine? Corect. Și asta îi ajută și pe adulți. Corect. De asta spuneam. Andrei, mii de mulțumiri. Cu mult drag. Deci oamenii înoată cu Andrei, da? Pungro. Sau acolo, Pungro, sau acolo în Bulevardul Basarabiei, că se vede de la distanță, nu trebuie da, să da, așa. Da, mii da. De mulțumiri încă o dată. Mulțumesc. La cât mai mulți bebeluși și la cât mai mulți
trecuți de-a doua, a treia tinereți. Cu mult drag. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine. Nu uitați, înotați, da? Cred că e singurul lucru în care apa e bună, că în rest s-o bei așa, noi suntem mai mult cu apă cu întuneric. Glumim, desigur. Mâine, 10:30, toate cele bune încă o dată. La revedere, numai bine. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!